Am venit astăzi la Suceava pentru că de atunci de când ne -am, eram la început și aveam câțiva membri, am venit împreună cu colegii din BEX la IPJ Suceava, unde am purtat o discuție informală împreună cu președintele, domnul Grumezescu, al Sucevei, cu conducerea inspectoratului. Am discutat mai multe probleme și încercăm să găsim rezolvare la ele pe cale amiabilă. Deci nu am venit cu un gând de protest sau nu. Am venit, a fost o discuție pur și simplu informală. Sunt mai multe probleme, dar sunt probleme în general ca și în celelalte județe. Aici pot să exemplific permanența pentru niciun inspector șef, nu, domnul Onea, nu, nu poate să-i dea o definiție pentru că nu există. E doar un ceva inventat ca să poată să E un țină regulament oameni. intern. E ceva ce nu există, nu se regăsește nici în statutul polițistului, nici în codul muncii, nici în acordul colectiv de muncă, dar asta datorită lipsei de oameni, care, repet, e o lipsă de oameni la nivelul întregii țări și am răspuns și repet, poliția română are nevoie de 5.000 de oameni afară. Că o veni vremea să-i scoatem și pe cei care stau în birou și nu prea pe acolo flutură doar câteva hârtii. Adică să-i faceți activi. Nu, să vină jos în, în producție, pentru că până la urmă agentul de poliție generează cea mai mare siguranță a dumneavoastră a cetățeanului. Eu cred că când vedeți patrula pe stradă vă simțiți mult mai singur, în siguranță, mai confortabilă și eu sunt convins că și așa se întâmplă în mediul rural, unde și acolo avem o grămadă de probleme un post de poliție, după mintea mea, trebuie să aibă minim șase polițiști, dar acum am ajuns, avem polițiști la posturile de poliție la nivel național, vorbesc n-am făcut o statistică pe Suceava, doi sau maxim trei. Vă imaginați că le vine, foarte, e, le, le vine foarte greu ca în trei să poți să ai un caracter polițienesc în permanență, adică 24 din 24. Numărul sindicaliștilor SNAP Suceava a ajuns într-un an și jumătate la aproximativ 500 de membri. Meritele sunt îndreptate către președintele Vasile Grumăzescu, care și-a dat tot interesul pentru drepturile colegilor săi, după cum apreciază Iulian Surugiu. Astăzi, IPJ Suceava are mai mult, mai mult de 50% din agenții de poliție. Ne-am făcut treaba, ca să spunem așa, pe linie sindicală. Probleme foarte mari la Suceava nu sunt, am mai remediat, e meritul domnului Grumezescu. Chiar și a făcut foarte mult uh, apariția, dacă vreți, pe... și oamenii sunt foarte, foarte mulțumiți. De aia și a, a, a ajuns la numărul ăsta mare de membri și mulțumitor. E adevărat, a deranjat uh, foarte mulți șefi din ăștia care au mentalitatea încă veche și sunt șefi de poliție pe la o secție din asta rurală unde sunt șase. Oameni și ele șef și se crede Dumnezeu și normal că șefii ei la rândul lor au informat necorect pe inspectorul șef și de aici existau ceva discrepanțe, dar eu zic că după întâlnirea care am avut-o, lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Sunt diferențe între agenții de poliție din România și cei din alte state. Președintele SNAP, Iulian Surugiu, exemplifică. Și polițiștii din alte țări, dacă numărul polițiștilor nu depășește numărul persoanelor unde urmează să intervine, ei solicită întăriri și nu intervin, pur și simplu nu intervin, pentru că așa e legea. Există proceduri bine stabilite, nu ca la noi, unde aproape lipsesc cu desăvârșire. Te, duc acolo, te duci acolo la scandal și aici am avut fete tinere care au nimerit în ordine publică și s-au dus la nuntă prin București și au luat cărămizi în cap n-ai cum să intervii într-un scandal dacă cel puțin numărul, nu, numărul polițiștilor trebuie să depășească întotdeauna numărul celor certați sau unde mergi să intervii. Avem un parteneriat cu organizația NAPO din toate cele, e o federație sindicală peste toate cele 50 de state, un parteneriat frumos. Acolo un agent de poliție, echivalentul unui agent de poliție câștigă pe an 90.000 de dolari. Cel mai mare șef al lui din poliție nu poate să câștige decât uh, 180.000, de deci dublu cât un agent de poliție, nu așa cum se întâmplă la noi, salariul agentului e o sumă de nu știu cât, iar șeful poliției are de șapte ori, sau unii șefi din poliție au de șapte-opt ori salariu. Lucru ne la locul lui. Sunt și alte diferențe? între polițiștii de acolo și cei de aici? Nici nu putem să ne comparăm cu ei pentru că e o altă lume, o alt, un alt nivel de civilizație la care probabil mi-aș dori foarte mult să ajungem și noi cât putem de repede. Despre majorările salariale pe care și le doresc polițiștii, dar și despre alte drepturi pentru care luptă sindicaliștii, aflăm amănunte de la șeful SNAP. În ultima perioadă, cei din birouri au dacă vreți sporurile cele mai mari și salariile cele mai mari pentru că stau frumos la calculator la aer condiționat și sunt foarte mult stresați iar cei care intervin în prima linie cu infractor au salariile cele mai mici. Da? Și de aici încolo derivă o grămadă de Apropo probleme. Apropo de, de salarii în ultima perioadă s-a discutat la nivel de guvern, la nivel de sindicate majorări salariale. Medicii vor obține din octombrie această majorare. Poliții și profesorii am înțeles că vor fi reprogramați. Trebuie să fiu corect, pentru că altfel nu poți să fii lider și să aibă oameni încredere în tine. Noi am discutat cu ministrul Gabriel Oprea, am format o grilă care în momentul de față se află la Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, și iar dacă grila și duce către o majorare de 25%, începând cu anul cu luna ianuarie 2016, iar dacă cumva Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor nu va accepta această grilă, cu siguranță Sindicatul Național Agențelor de Poliție va ieși în stradă până la finele anului. Dar nici nu pot să vin și să vă spun că eu îmi doresc o majorare de 200% în condițiile în care văd că deja astăzi pe posturile de televiziune se întreabă lumea dacă au bani să dea la medici sau nu. Dar eu îmi doresc din tot sufletul ca guvernul să mărească salariile la polițiști cu minim 25%. Eu sunt ceva mai realist. Vă doriți o diferențiere în grila de salarizare? Categoric da, dorim o diferențiere pentru că pe prima gliră care a apărut așa, polițistul era echivalat un pasnic de la o primărie din orice comune din România și eu cred că munca polițistului e mult mai importantă și are importanța ei deosebită. Dacă vorbim până la urmă de vieți omenești, salvează vieți, generează siguranță pentru cetățeni și așa mai departe. Și nu putem să acceptăm așa ceva. Nu voi accepta niciodată. Puneți-mi în privința securității polițiștilor. Ce puteți face? Din luna septembrie, pentru că și aici eu sunt om de cuvânt și așa am stabilit cu angajatorul, cu Ministerul de Interne, că din luna septembrie ne vom așeza împreună la masă și vom schimba legea poliției, legea de funcționare a poliției române și statutul polițistului, inclusiv legea uzului de armă. Sunt trei legi la pachet unde noi va trebui să dăm șanse egale fiecărui polițist.